nu puteam să mergem și noi din prima, pentru că te oprești tot timpul, că vrei să fumezi o țigară, vrei să fumezi o țigară. Frate, păi mai ajungem noi la circuit la anul, toată ziua țigări, Radule. Ba, flipperul, ba, alea, tot timpul te plângi. Nu, asta voiam. Am crezut că sunt chipsuri din alea. Era imagine aici cu ce. Am crezut că sunt chipsuri de alea mici. Luați, Florin, cauciucuri de, iar, de iarnă, de, de ploaie. Nu cred. Eu și cu băieții mei mergem la etapa 3. E vineri, plouă de rupe, mergem la Plevna. Care este obiectivul nostru astăzi? 10-18 și ăla de mâine e locul întâi. Cum te simți, Marius? Acum că fumez. Cât de entuziasmat ești de Plevna? Plevna? A, iar mergem pe câmpul ăla, da, pe arătura aia de circuit. Dar poveste ceva, aștept să văd. Acum nu sunt chiar așa. Păi nu, că mergem acum să scoatem apa de pe asfalt. Ce înseamnă că au Bulgarie drumuri mai bune decât al noastră? Asta e circuit. Because the Ducati don't work very good in the, it was in the rain. It was a shame, yes, yes. Real shame. Hai mă, așteptați-mă și pe mine, băi, băi. Ai noroc că mi-ai prins roată glezna aia altă. Ce zici? Sunt deschis și mie. Haide, măi. Ești foarte perspicace. Mă, mă, da, frate, mă, în fata că ai de bun. Iulia, da? Să știi că trebuie să conduci înapoi să nu bei, da? Dar chiar conduc înapoi. Noi trebuie să ne îmbătăm. Adică de la circuit până aici? De, de la circuit până aici ne îmbătăm. Trebuie să fie hidratat, măi. Ce nu fac eu pentru băieții mei? Nici nu te cred, am primit-o de aia că nu poate fi încărcat, că s-a detectat lichid. Lasă-l să se usuce. Ia, deloc. Știi că tu bagi aer cald acum și faci aburi, nu? Nu bag. Și tu crezi că eu scot aer cald, dar am termostat. Ce-i noapte și eu? Nu știi deloc cum funcționează băieții. Oh, ce satan e asta? Ce început? Bun, Vali. Ce zici aici? Orice vrei tu, Vali. Bună, camera. Da. Nu, că trebuie să blurezi, că ți-s alcoale. Dar nu scrie, că scrie în, nu se prinde nimeni. Ce e aici? E, asta e cola de la de aur. Ia mișcă-l așa să fie mult de blurat. E... Păi ce să zic? Ce vezi voi? Toată lumea, uite, ce interesată e de camera mea și după aia, ai mă, când postez. Bă, dar chiar nu, mai postezi și tu niște clipuri de alea cu Blackie pe acolo. Mare, nici nu se vede, săracul. Pânsat pe acolo. Aici sunt. Ziceți, că astea rămân amintirile noastre. N-are nimeni niciun chef. Am ajuns în Bulgaria, suntem la Plevna. E 9:30. Mâine avem antrenament. Calificări, cursă. Noi intrăm în calificare, adică nu ne calificăm, intrăm în cursă. Noi intrăm în cursă, pierdem campionatul. Bă, tu chiar știi limba asta de umbli prin meniu între picioare. Știi că și de data trecută i-am schimbat limba din bulgar. Și-a făcut zipă, mă? Ștefan și-a făcut asta. Bășet, bășet. Și-mi zice, fratele tău e lângă tine, baftă în zilele următoare. Bă, Ștefan de la Brașov, ce faci, bă? De așa am făcut și eu prima dată când am făcut schimb cu ăsta. Vai, că eu mi-am pus mâinile în cap. Mai țin minte când era să mor? Tu ceapa, da. De ce? S-a băgat el într-o depășire. M-am băgat într-o depășire de aia, de vreo 3-4 mașini, pe o coborâre și venea și ăla tare, că eram în drumul de la Târgoviște către București. Am pe Contrasens și pe acolo, pe drumul ăla de 90, numai cu 90 nu merg oamenii, merg tare. Bă, low side-ul e când pierzi aderența de pe, tot de pe interior, dar se duce pe interior și te duci cu ea pe jos, nu? Low side-ul e când cazi în viraj, high side-ul e când te duci pe low side, prin aderență și te aruncă peste. Dar low side-ul nu se pune când pierzi fața. Ba da. Tot low side e? Low side e momentul în care ești de aici, cauzi în low. Când te ridică și te aruncă, ăla e high side. Adică ce am avut eu, a, deci se pune... Low side-ul nu e pe accelerare, nu? Și high side-ul ți-l face când vrei să, când accelerezi. Poți să faci low side și pe accelerare. În momentul în care încarci fața și dai gaz, să se învârtească motocicleta. Dar high side-ul, da, high side-ul apare de cele mai multe ori. În momentul în care deschizi gazul, fuge spatele și prinde aderența. Dar high side-ul se poate face și pe frânare. Pregătiți? Noi? Da. Pe noi ne întreb? Da. Da? Cum să nu? Sunt și ca încălzitoare. Am băut ceai, am mâncat dulceață. Băr, tremură camera asta în mână. Sâmbătă dimineață, e frig, încă iut pe jos, mergem la circuit. A urmat apoi și prima intrare. Ideea e că am intrat pe circuit, am încercat să fac un practice start, iar în momentul în care am dat full gaz, motocicleta s-a ridicat într-o roată. Când s-a ridicat într-o roată, eu am preferat să o țin acolo și să încerc să accelerez cât mai rapid. Problema a fost în momentul în care am pus roata de față jos, iar roata de față se învârtea mult mai încet față de viteza pe care o aveam eu de fapt. Spun asta pentru că wheel-ul a început undeva pe la 80 de oră, iar în momentul în care am pus-o eu jos aveam peste 140. Asta înseamnă că roata de față încă se învârtea cu 80.
dar a trebuit să accelereze la 140 instant, ceea ce nu se întâmplă chiar atât de ușor. Plus că asfaltul era rece, iar cauciucurile încă nu erau încălzite, ceea ce a dus la un moment ce m-a speriat încă de sâmbătă dimineața. După ce am făcut toate acestea, am mers ușor spre pit lane și m-am oprit. Am verificat să văd dacă am amortizorul de vopla și strâns sau era efectiv desfăcut. Era strâns, dar greșeala a fost a mea pentru că am plecat într-o dată prea entuziasmat, am avut prea multă ambiție și voiam să trag tare de la început. A fost un antrenament de 25 de minute în care am încercat să merg cu oarecum aminte traseul. Mi-aduc aminte punctele de frânare, să mi-aduc aminte zonele de accelerare și cel mai important, abordări. Trebuia să câștig timp și trebuia să câștig timp rapid, pentru că nu aveam prea multe intrări la dispoziție. Prima cursă pe care o aveam era în aceea zi, iar între cursă și antrenamentul în sine mai aveam doar o calificare. Și totul era pe repere înainte, așa că trebuia să ne folosim de informațiile pe care le aveam de la etapa anterioară și să le punem în practică acum. Am avut noroc că am filmat fiecare intrare pe care am avut-o ultima oară când am fost în Bulgaria, iar acasă am putut să analizez informațiile, am putut să analizez filmările, să văd ce am făcut corect, ce nu am făcut corect și putem să pun direct în practică. După nici două tururi, la ieșirea dintr-un viraj, nemai fiind obișnuit cu calitatea atât de proastă a asfaltului, am apăsat pe schimbător, însă nu am apăsat suficient de tare, moment în care quick shifter-ul a tăiat puterea motorului, dar nu a schimbat viteza. Asta m-a făcut pe mine să trag oarecum de motocicletă pentru că m-aș putea să schimbe, iar asta a rezultat într-un cap în parbriz de toată frumusețea și am crezut că am spart parbrizul motocicletei. Din fericire, parbrizul și viziera au fost ok, dar a fost un moment care m-a trezit instant. Ce vrei, Radu, cum a fost? Minunat. Am luat înainte. Cum era plevna? S-a făcut mai căldut în condițiile în care pas noapte a plouat blana nouă și ne-a plouat tot drumul. Am avut o intrare, am mers în 47 parcă? 47. Da, no. Ceva în gen din prima intrare, 25 de minute, acum avem o calificare de 20 de minute. Trebuie să scădem neapărat la un 45 și un pic să ne putem califica. Pentru că dacă iar nu ne calificăm în curs, trebuie să facem cu mâna la campionatul național. Cum e, Claudiu? Ok. Care e strategia? Strategia? Să dăm ce pot, nu? Vrei să-i pun ideile? Nu, facem un videoclip drăguț, atât tot. Oricum nu mai sunt așa de mult pilot, deci bănuiesc că n-ar trebui. Nu, dar tot au mers ăștia din prima intrare, 37 și un pic. A, da? Cum e azi? E frumos, sper să scazi sub 4-6. Cum e la plevna? Drăguț. Drăguț, dar îmi place mai mult drăguț, dar nu al nostru. E mai drăguț al nostru. Da, e frumos și aici. Aștept să dăm diseară. Important e rezultatul. Aștept să dăm diseară o tură de circuit, să vezi cum e pe circuit. Dăm, că vreau să-mi explici. Apoi a doua intrare pe circuit, care era în același timp și sesiunea de calificări. Știam că trebuie să ne încadrăm în 110% din cel mai bun timp de calificare. Iar cea mai bună explicație pentru asta este să luăm exemplul de data trecută. Cel mai bun timp de calificare a fost 1:37. Asta înseamnă 97 de secunde. 10% din asta înseamnă 9,7 secunde. Dacă adunăm 9,7 secunde la 97 de secunde, o să ne dea 106,7 secunde. Iar asta înseamnă un timp de 1.46.7. Tot ce era sub 1.46.7 se califica în cursă. Dar asta era timpul pe care l-au stabilit piloții bulgari la etapa anterioară. Acum timpul ăsta putea să scadă sau să crească, în funcție de cât de buni erau cei de la vârf. Oricum, marja de eroare era destul de mică, dar cert era că trebuia să scădem neapărat sub 1.46 și am făcut asta în cursa trecută. Știam că putem face asta, știam că trebuie să facem asta și știam că titlul de campion național e la bătaie. Partea proastă era că dacă nu mă calificam în cursă, iar Claudiu se califica, cum s-a întâmplat data trecută, însemna că eu pierd automat șansele de a deveni campion. Și cel mai urât lucru era că oponentul meu, singurul meu oponent, era Claudiu, care era și coechipierul meu. Știam că dacă termin în fața lui în ziua de sâmbătă, devin campion, însă dacă termin în spatele lui, toată bătălia se duce în ziua de duminică. Iar pentru calificare am cercat trase noi, am cercat puncte de frânare noi, am cercat limitele, am cercat să trag cât mai tare, cât mai bine și cât mai puternic de motorul ăla. Și în același timp am preferat o altă abordare. Am preferat să am trasele mele, să am martorii mei de frânare și să încerc să am abordarea mea unică. Încercam să nu mă mai iau după alți piloți și să scot un timp bun pe cont propriu. Și evident, testând limitele, le-am și găsit. În momentul în care am dat de trafic, am fost un pic încurcat de un pilot bulgar mai încet și a trebuit să trag dead. Nu am putut să mă iau virajul, însă partea bună e că la plevna ai zone de degajare. Dacă aș fi fost la adâncata, cel mai probabil eram forțat să iau virajul sau ieșeam în iarbă. Însă aici, în momentul în care mi-am dat seama că nu iau virajul, am preferat să trag drept, să dau full gaz și să nu încurc ceilalți piloți. Prima greșeală din calificări și mi-am dat seama că lucrurile pot evolua într-un sens mai puțin plăcut. Dar așa învățăm și asta înseamnă evoluție. Când am crezut că merg și eu mai tare și mai pierd atât de mult timp, bam! Unul din cei doi piloți care se bat la vârf a trecut pe lângă mine de parcă stăteam pe loc. Când am văzut cum accelerează, cum frânează, cum face slide și cum depășește, am preferat să-l las să se ducă, să mă asigur că nu o să mă iau cu el și să-mi văd în continuare de trasele mele și de calificarea mea. Mi-a
la Plevna? Băi, super drăguț, am pare rău de Daria. Tocmai ce e cursa Dariei și Daria săraca a căzut. Din fericire am reușit și eu să mă calific și Claudiu. El pleacă de pe 11, de pe 13. Abia aștept să bem, să bem diseară. Aia aștept și eu, deci dacă azi câștigăm, azi scăpat de o grijă diseară. Avem 3 din 4. 3 din 4 și mâine nu mai e nicio șansă de personare de situație. Păi da, că în cel mai rău caz se anulează. Da, am văzut, s-a râs pe burtă. Aia e cel mai naș pe aici dacă e să cazi, pentru că dacă sunt denivelările alea, uite, ăstea sunt micuțe, dar unde e de nivelare de 1 cm. Ai văzut cum stare aici? Dacă vii cu coasta, când schimbi direcția. Da, 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 tot timpul acolo. Acolo, acolo, că nu prea e cum să cazi, doar să o pierzi. Cum e, Vlad? Doamne, nu-mi vine să cred. Hai de capul meu. N-am cuvinte să explic ce sentiment am în suflet acum, deci sunt wow. Primul meu podium în primul meu an. Sentimentul ăsta ce are. Și crezi că o să facă motorbike astăzi? O să crească. Da? Da. O să crească. Da. Știi care e locul câștigător? Locul din care se câștigă campionatul național? Pentru că ți-l arăt. Iar apoi cursa aceasta anunța a fi palpitantă. Poate un pic prea palpitantă pentru gustul meu. Și o să înțelegeți imediat de ce. Eu am plecat de pe poziția 13-a, Claudiu era cu două poziții mai în față, undeva mai stânga mea, și știam că ar trebui să atac încă din primul viraj. Partea bună era că aveam interiorul față de el și aveam un mic avantaj, chiar dacă eram un pic mai spate. Știam că primul viraj va conta foarte mult și că trebuie să forțez încă de la început. Dar din nou trebuie să forțăm cu limite, să nu ne supraapreciem, mai ales când și viețile celorlalți depind de acțiunile noastre. Cert era că dacă aveam un start bun, aveam un avantaj încă de la început. Și puteam să-l depășesc pe Claudiu și poate chiar să pun un pilot între mine și el. Plecare bună. Partea proastă a fost că am dat drumul prea repede la gaz și am sărit un pic prea rapid pe frâne. Am fost un pic prea preventiv, dar o să înțelegeți imediat de ce s-a întâmplat asta. Am încercat să evit orice tip de incident, în special la început de curs, unde e nebunie totală. Și se pare că mi-a reușit, dar nu tuturor, pentru că deodată o nenorocire exact în fața mea. Un pilot care a venit prea tare din spate a acroșat alt pilot, a intrat într-un alt pilot și tot ce s-a întâmplat acolo a fost groaznic, pentru că trei piloți au plecat cu salvarea la spital. Undeva în stânga mea și aproape că a fost și eluat pe sus. Însă și-a continuat cursa și a ajuns în fața mea. Nu ne despărțea niciun pilot, eram exact în spatele lui și știam că trebuie să forțez imediat ce am ocazie. Însă până să apuc să fac asta, s-a dat stea croș. Era semn clar că ceva grav s-a întâmplat în spate. Nu am apucat să trag nici măcar cu coada ochiului să văd ce s-a întâmplat acolo. Însă în momentul în care se dă stea groșu, îți dai seama că nu e ceva de bine. Din păcate cursa s-a oprit și a trebuit să ne retragem cu toții pe grilă. A trebuit să stăm undeva la 10-15 minute ca piloții să fie luați de salvare și să fie transportați la spital, ca circuitul să fie curățat și toate rămășițele motocicletelor să fie luate pe circuit și să ne pregătim din nou pentru un alt start. Piticul cu încă doi, a venit unul pe lângă mine, bă, dar l-am văzut, a venit un pe lângă mine, am încetit și s-a dus direct în ei. Trei. Cum a fost startul? Bine. Te-ai băgat ca nebunul iară. Bă, dar s-a vărsat urât acolo. Da, în primul viraj? Primul viraj, da. A venit din spate, bă, las că ți-ară pe filmare, să zice a pățit piticul ăsta acolo. Bă, l-am frânat, mă, tu știi cum a trecut la pe lângă mine? Puf. Dar unde, mă, frate? Fix acolo, unde era? Ăsta era plecat pe viraj și l-a luat, l-a sucit, ăla era plecat așa, i-a întors motorul. Dar ăla ce pățit? Și el a arătat că are ceva la motor, l-au lovit și pe el? Start care nu a fost la fel de bun precum primul, însă de data asta mi-a învățat lecția și nu am mai dat drumul la gaz atât de repede.
tare pe frânare și am reușit să-l depășesc pe Claudiu la intrarea în primul viraj. Exact cum i-am propus, am ajuns în fața lui, el era exact în spatele meu, însă eu nu știam asta. Mi-am dat seama că odată ce l-am depășit, și el va trage tare și va încerca să stea cât mai aproape de mine. Așa că am deschis gazul și eram hotărât să trag tare. Am încercat să pun încă de la început cel puțin un pilot între mine și el și să-mi asigur măcar o secundă sau poate chiar două avantaj față de el. Asta pentru cazul în care greșesc ceva și să am timp să recuperez. S-a terminat primul tur. Nu știam ce era în spatele meu și nici măcar nu știam dacă vreau să aflu asta. Era o nebunie totală, pentru că în spate se auzeau cel puțin două motociclete la full rev care veneau imediat după mine. Băieții bulgari și Claudiu erau hotărâți să mă depășească și trebuia să le fac față cu succes pentru a lua titlul de campion național. Doar doi români în cursa aceasta, ceea ce însemna că cel care termină în față e primul, iar cel ce termină în urma celuilalt e pe poziția a doua. Prima poziție are 25 de puncte, iar a doua poziție are 20 de puncte. În momentul de față în campionat aveam 50 de puncte, iar Claudia avea 40 de puncte. Regula e că dacă sunt cel puțin 3 etape, cea mai slabă etapă se elimină. Astfel, dacă în ziua de sâmbătă reușeam să am victoria, aș fi avut 75 de puncte și orice s-ar fi întâmplat în ziua de duminică nu mai conta, pentru că s-ar fi anulat oricum. Dacă sâmbătă luam locul 2, aveam 70 de puncte, iar Claudia avea 65. Iar în cazul acesta, dacă duminică Claudiu ar fi câștigat din nou, am fi ajuns amândoi la egalitate de puncte și egalitate de victorii. Iar în cazul acesta are câștig de cauză pilotul care a câștigat ultima oară. Asta înseamnă că dacă Claudiu ar fi câștigat de două ori, chiar dacă am fi fost la egalitate de puncte, el ar fi fost campion național. Tot ce știam eu atunci era clar. Dacă o să câștig sâmbătă, o să devin campion național. Dacă o să iasă Claudiu în fața mea, duminică trebuia neapărat să câștig. Dacă voi pierde și duminică, atunci puteam să-i fac cu mâna titlului de campion. Și nu voiam să se întâmple asta, așa că am preferat să termin totul de sâmbătă. Cu un nervul ce s-a ținut după mine toată cursa și abia aștepta să greșesc. A stat tot timpul acolo la presiune, a stat tot timpul acolo în spatele meu și a încercat cumva să pună presiune pe mine și să mă facă să greșesc. Știu că mai aveam două tururi, iar pe un viraj foarte strâns am aruncat o privire înapoi. L-am văzut pe Claudiu la câteva secunde în spatele meu și mi-am dat seama că atunci pot să mă relaxez puțin. Însă în următorul viraj am auzit sunetul motorului pilotului din spate și am zis ok, nu vreau ca în ultimul tur să se întâmple ce s-a întâmplat și în primul. Așa că am preferat să trag tare și să nu-i ofer pilotului din spatele meu ocazia de a ataca. Ultimul tur, ultimele viraje și doar câteva sute de metri până la titlul pe care l-așteptam de atât de mult timp. Și jur, au fost cele mai lungi secunde pe care le-am trăit. Pur și simplu parcă circuitul nu se mai termina. Însă, într-un final, am făcut-o și pe asta. Poziția 1 în campionatul național de motociclism viteză la clasa F1000. Cine vine, Iulia? Campionul național! Eee, ăsta e, nu? Pe care îl filmez acum. Cine? Bine, bă! Bă, bravo!
Bravo, bă! Cum a fost? Minunat! Oare să te ia aproape spatele meu, așa? Da, așa a stat toată cursa, așa ai ținut tot plutonul. Deci cum nu s-a băgat nimeni. Ăsta e, mă, campionul, mă! Ăsta e! Bă! Motorant de braț, de nu mai pot. Mamă, cum a fost, frate. Bă, nenorocire, frumoasă, frumoasă, frumoasă. 7 la BMW i-am bătut, adică i-am bătut. Am venit la ei acasă și le-am dat. Du-d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 u
în circuit nou, da. Prima oară? E prima oară, da. A treia intrare a fost direct cursă. Claudiu? Da, o cursă ok, în care era să luați pulveri nebune de bugar. Mamă. Când ne-am văzut pe toți trei, băi, oare mai vine vreo? Bă, de asta mi-e și mie ce mai fică. Ăla a pus-o și în stopi. Bine, a avut frânare, de asta am dat drumul la gaz prima oară. Cursa cealaltă. Băi, de ala din față nu mai frânează? La un moment dat, pe frână, cu spatele, cu fața, cu toate. La limite, dar s-au luat-o drept, adică au trecut printre doi. Acum nu mai trecut. Ok. Etapa 3-a campionatului național de motociclism viteză a României, Formula 1000. Locul 3, Ambruș Anton. Locul 2, Oleț Claudiu. Și locul 1, ocupat de Radu. Vom premia și clasa hobby, adică prima participare în acest campionat. Avem două poziții. Poziția a doua, Ambruș Anton. Și locul 1 la debutant clasa hobby, Radu. Ce zici, Vali? S-au încetat, s-au împăcat. Cine? Toată lumea, băieții? Toată lumea. Dar mie mi-a plăcut, să fiu sincer. Ce? Faptul că s-au unit românii că pe acolo. Că s-au muit românii. S-au unit. Muit. Așa, la rece încă. Nu știu, la rece mi se pare că ținem campion național o cameră în mână. You kind, sir. Ceea ce, îmi dăm tura de circuit? Nu, cred că mai dăm, frate. Rămânem fără glezne aici, mă. Da, ce are ceva? Cine frate, face? Cât am hai, bă! Schimbă! Schimbă! Hai, așa, așa. Nu pune curciul. M-am câștigat să mor eu. Trei schimburi și aia a fost. Zici că am schimbat roata.